Azi, 26 martie, am ajuns în satul... What is the name for this village? Huh? What is... Joel? The name of this village, I forget. Chari Musungu. Chari Musungu. Musungu because we are Musungu. Chari Musungu. Suntem în atelierul pe care eu l-am făcut acum un an și care a făcut o grămadă de lucruri. El este Fred, cel care râdea de mine când am dat mașinile jos din mașină. El nu știe ce zic eu. Și după ce am plecat, a venit singur la mașină, da, și a lucrat și a făcut pantaloni, a făcut cămăși și a făcut rochi. Din student, a ajuns profesor. Din elev, da. A ajuns profesor și el acum învață femeile să facă. Pe doamna am pus-o acum un an să facă o rochie, era însărcinată și acum are și o fetiță. Așa. Și am făcut aici pe pereți niște din astea de modele. Ce au lucrat ei între timp, cămăși cu guler tunică, au 100 de tighele, dar totuși sunt lucrate, acum le iau eu la poricat. Anca a făcut de aproape un video, dar nu a știut ea să uite la cusături. Le-am adus mașini de cusut, le-am adus fermoare, le-am cumpărat materiale și ei au produs lucruri pe care le-au vândut și câștigă existența din banii pe care îi obțin pe aceste produse. Avem cămașă de băiețel, avem altă cămășuță mai mică, material la vânzare, desoan, o rochiță, nu-i curent, afară plouă. Aha, you made it? Ok. Very nice. Și și-au expus aici toate lucrușoarele, întuneric și copii. Deci toate trei mașinile merg, da? Da, da, da. De dimineață până seara. Sunt foarte mulțumită de realizările lor și o să continuăm aici. Uite ce modele frumoase. Cine vrea să-și facă rochii din materiale africane, să vă inspirați din aceste fotografii. Anca, data viitoare când mai vin, îmi găsesc și mie. Păi, din să găsesc? Comandă la cineva, păi, eu când am fost, n-am văzut. Ia uitați ce lucruri puteți face din materiale africane pe care le voi vinde când voi ajunge în țară. Dacă voi reuși să mai cumpăr, să le mai aduc. Că de 3-4 ori mi-au fost oprite la vamă bagajele și controlate. Și uitați aici ce mai de copilaș. Și oamenii ăștia n-au știut nici să bage ața în ac, nici la mașină. How old are you, Fred? How old are you? How old are you? Eu 34. God bless you. What you make here now? Sat. Un fel de tricou. Uitați, a făcut platca cu cusătura în interior. But this one is wrong side. You should be... Translate him. Joel, come. This one is good because it's a face of the material and face of material. This one, this face, has to be in this side. When? This not one? Yes, not here. Cano? Cano, cabba. Cabba. To be very nice, to be in the face of... I know what he want, what he make, a t-shirt or shirt with the placket in the back. Okay. But is more quality on this when this sun is with the face here. Okay? Ia uitați, copilași. Afară plouă, ei nu au haine să se schimbe decât un singur rând și am venit și le-am adus hăinuțe. E întuneric aici ca să vedeți voi cât de rupțișori sunt la hăinuțe.
Ia uitați cât de mult sunt acolo. Bye! Câte la atelier este? Deci am făcut la lucruri, ăsta e singurul care a dat producție. Care a dat producție și prin care oamenii își câștigă existența și câștigă și ei un ban. Aici sunt eu, alături de copii și vă spunem la revedere pe ziua de azi, dar sigur o să ne mai vedeți în zilele următoare.